Azi am avut parte de foarte multe întrebări politice, deși această autoritate este o autoritate care, prin definiție, este una politică. Iar eu, în acest moment, sunt un om care nu fac parte din niciun partid politic. Vreau să vă spun. Asta este modalitatea de numire. Am fost propus de Guvernul României. Mă uit în ochii dumneavoastră și spun așa. Oricât ar încerca Liviu Dragnea să scape de mine, pentru că îi sunt incomod, am fost, sunt și voi fi PSD-ist. Este clar că nu mai e el. El nu mai e el. Este unul la care am ținut foarte mult. Și în care am investit și eu și colegii mei foarte multă încredere. În opinia noastră, Sorin Grindeanu este o unealtă. A cui ne este greu să ne dăm seama. Relația dumneavoastră cu premierul Tudose și relația dumneavoastră cu domnul Dragnea în momentul de față. Foarte bună. Bună, România, suntem în plin program de guvernare. În țara asta se guvernează de nu mai rămâne piatră pe piatră. Îi vedem pe oamenii aceștia care nu doar guvernează, dar și fac declarații. Declară ce guvernează. În țara asta se guvernează într-un stil aparte. Este o guvernare originală, cumva. Deci este un timp de guvernare originală. Și avem acest program de guvernare care există în viețile noastre, în mijlocul căruia ne aflăm chiar în momentul de față, chiar în clipa aceasta. Domnul Dragnea face o declarație astăzi interesantă legată de domnul Mișa. Îl avem pe acest domn Mișa, mă rog, mult spus domn. Dar este, mă rog, Mișa. Îi se zice Mișa. Mi se pare că are și un nume cumva simptomatic. Și așa, am avut o zi întreagă pe buget împreună cu Ionuț Mișa, zice domnul Dragnea în legătură cu această situație în care se află. Au avut o zi întreagă pe buget. Îi și văd pe acești doi domni, unul la o masă, unul la un capăt al mesei, celălalt așa. Deci, domnule, toată țara asta, bugetul țării este, este discutat de acești doi domni, domnul Dragnea și domnul Mișa. Am avut o zi întreagă pe buget împreună cu Ionuț Mișa. N-a fost niciun conflict între premier și Mișa. Ah, deci probabil că era și premierul. Atenție, interesant. Este un ministru care muncește. Domnul Dragnea, haideți să ne lămurim un pic. Exact asta e problema cu domnul Mișa. Deci la domnul Mișa nu e problema că nu muncește. La domnul Mișa este problema că muncește. Deci haideți să facem în așa fel încât să nu mai muncească. Să găsiți-i o preocupare, dați-i altceva de făcut. Găsiți-i dați-i o altă turnură. Prezențe lui, eu nu zic să nu mai fie. Că pare și obligatorie prezența lui. E de divertisment apariția lui. Dar dați-i o altă activitate. E clar că dacă îl pui în zona guvernării, în zona bugetului, e clar că e o situație bizară, nu are nicio legătură una cu alta. După care l-avem pe acest domn Grindeanu astăzi, pe care l-am văzut un pic mai devreme, în câteva apariții și momente care l-au făcut celebru. Domnul Grindeanu este acum, probabil, la Ancom, deja este un tip ca și rezolvat, dar face și o declarație, zice așa: am spus că, că principala mea dorință este să rămân în PSD, dar în acest moment sunt exclus. Deci principala lui dorință, astăzi a făcut de această declarație, era să rămână în PSD. Păi dați seama, sunt oamenii au tot felul de dorințe. El, domnul Grindeanu, se trezea cu această, domnule, să rămân în PSD, domnule, vreau și eu să rămân în PSD. Deci omul era trăia sub egida acestei dorințe. Dacă cumva voi deveni președintele Ancom, contestația mea la excluderea din PSD nu mai are rost. Eu în acest moment sunt apolitic. Deci domnul Grindeanu nu ne lasă așa pur și simplu, ci ne dă definiția apoliticului în țară. Iată ce înseamnă apolitic în România. Domnul Grindeanu este un tip apolitic. Și dați-mi voie să vă mai prezint un tip apolitic sub care trăim. Mai avem un tip apolitic în viețile noastre, să-l ascultăm câteva momente. Am fost dascăl de fizică timp de 15 ani. Am condus un inspectorat școlar, mai puțin timp de 3 ani, și acum sunt un politruc care vrea să candideze la președinția României. În România e foarte greu să găsești pe cineva apolitic. În general, moderatorii de televiziune, dacă stați și urmăriți, dom'le, tot timpul, odată te trezești cu ei într-un dialog cu o autoritate a statului român, și devine condescendent. Pune niște întrebări condescendente. Pune niște întrebări care, până la urmă, nu fac altceva decât să lase în spate impresia, dom'le, avem de-a face cu o personalitate. Deci toți moderatorii au o personalitate.
Pe de altă parte, în partea cealaltă, în direcția opusă, e critică. Și la un moment dat, de exemplu, vedeau exemplu pe domnul Mihai Gâdea. Domnul Mihai Gâdea are acest obicei de a ironiza pe cei care pun, pe moderatorii care pun întrebări condescendente. Aici, în studioul B1 TV, la un moment dat era domnul Băsescu și se puneau niște întrebări condescendente. Se părea că, domnule, era un pic prea condescendente. Când putea fi întrebat în legătură cu niște lucruri serioase, domnule Băsescu, domnule, a întrebat, asta era părerea domnului Mihai Gâdea, demonstrat în câteva videouri, da, în câteva imagini. Eu am văzut pe domnul Mihai Gâdea de multe ori în același exercițiu de interviu. Deci el la un moment dat stătea cu domnul Tudose de vorbă și pute și părea așa o personalitate în fața lui domnul Tudose. L-am văzut și cu domnul Dragnea, părea o personalitate domnul Dragnea. După care el ironizează pe Moise Guran, care într-un interviu pentru Europa FM cu doamna Codruța Chioveși și se duce în biroul doamnei Codruța Chioveși și pune niște întrebări dintre acestea, ca să zicem așa, să zicem niște întrebări care nu făceau decât să constate personalitatea măreața doamnei Chioveși. Dom'le, dar am văzut pe Mihai Gâdea în biroul domnului Tudose, făcând același lucru. Deci nu putem să contestăm la alții ceea ce facem noi. Adică, până la urmă, dați-mi voie să constat că avem deja o săptămână, două, trei de emisiune. Doamne, asta este o emisiune apolitică. În sensul că nu are niciun parti pris. Veți vedea aici, ironizat îl veți vedea și pe domnul Klaus Iohannis, și pe domnul Grindeanu, și pe domnul Tudose, pentru că de ce vorba lui Gigi Becali? Pentru că nu suspectăm, nu suspicionăm pe nimeni de intenții pozitive în țara asta. Nu cred că vreunul se trezește de dimineață, domnule, hai să vedem cum rezolvăm cu țărișoara asta, că săraca de aia, că trebuie să o rezolvăm cumva. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara. Ce facem cu țărișoara asta, că uite, o avem pe cap, trebuie să cumva să-i dăm o tentă pozitivă. Există un om politic care să aibă această... Ai vorbit de domnul Gâdea. Eu înțeleg că domnul Gâdea este într-o situație tragică în aceste momente. A primit amenințări cu moartea după ce, citesc dintr-un articol de pe Cotidianul, a prezentat un amplu material despre domnul Soros. Adică s-a făcut lumină în subiectul a Soros. A fost condamnat. Domnul Soros, cât să rabde și domnul Soros. Spui o dată despre domnia sa. Spui de două ori despre domnia sa. Dacă îmi prezinți un amplu material despre George Soros, apar amenințările cu moartea. Dom'le, în lumea asta în care trăim noi, mor jurnaliști. Dar mor jurnaliști prin Rusia, prin Malta, în Mexic, păi în aprilie. Chiar recent a fost aprilie, în anul acesta, o jurnalistă de la ziarul mexican Norte a fost împușcată de 8 ori în mașină. A doua zi, redactorul șef al ziarului a publicat pe prima pagină Adios și a explicat că atunci când o anchetă jurnalistică provoacă decesul unui om, unui jurnalist, domnule, ziarul chiar nu mai are niciun fel de rost. Da, asta se întâmplă în Mexic, unde vorbea despre rețele infracționale, despre mafie, despre cartel de droguri. Acum cu domnul Soros, nu știu, mie poate că a fost, nu mergem mai în derizoriu. Poate au fost niște dezvăluiri care l-au pus într-o situație pe domnul Soros și din care nu mai putea să iasă. Poate la, nu știu, nu, nu cred că a zis nimeni nimic nou despre George Soros pe care nu l-a scris Corneliu Vadim Tudor în România Mare timp de 20 de ani. Dacă vrem să vorbim despre Soros. Da, credeam de Corneliu Vadim Tudor. Mai despre Soros am mai vorbit și oameni serioși. Adică care sunt oamenii serioși? Cine? Uite, de exemplu, Donald Trump. Grab them by the Donald Trump. Stai un pic, eu l-am văzut pe Donald Trump împreună cu președintele României și atunci l-am început să-l iau în serios, că până atunci nu l-am luat în serios pe Donald Trump. Nu, te-ai dus până în Statele Unite ale Americii. Domnul Klaus Iohannis împreună. Da. Și am văzut acolo adunat. Mai spunem, Victor Orban, care lansează campanii. Victor Orban, da, iară, o altă personalitate. Domnule, când scria Vadim Tudor în România Mare la săptămâna pe scurt despre George Soros, râdeam cu toții. Domnule, ce are omul ăsta se pune așa cu spatele la Occident și inventează dușmani nevăzuți. Grupul Bilderberg, Rockefeller, vor să cucerească lumea și a schimbat inima de 8 ori ca să trăiască veșnic. Râdeam de domnii. Poftă bună. Nu știu, Răzvane, de părerea mea... Acum ne trezim că după un amplu material despre Soros, pe care nu l-am văzut, dar cred că trebuie să ne documentăm mai bine, să vedem exact ce a spus, i-a amenințat cu moartea. Părerea mea este că trăim în totală bananieră. Și mai citim și jurnaliști cu vechime, domne, sunt mulți oameni cu vechime, Bogdan Chiriac, Cornel Nistorescu, oameni care au opinii pertinente pe la televizor, care intră în țara banda asta, amenințat cu moartea. Părerea mea este că trăim într-o țară bananieră. Într-o țară în care tot ce este românesc este pus cumva sub semnul întrebării. Deci tot ce e românesc cumva este un pic derizoriu și țin să nu e în serios, să ți se pare totuși nefuncțional. Sau noi avem această tendință. În afară de fructe.
Fructele românești întotdeauna. Te crezi că banana aia de unde ai tu cenzură? Deci am văzut e o poză celebră, puteți să o găsiți. De la Nana, din județul Călăraș, de unde crezi? Banane românești, există. Banane există, românești. Dar aia pe care ai tu că văd eticheta avem, pe ea. Și nu mai e. Avem încă o turnură dată. Dom'le, la un moment dat există căpșuni care nu sunt din Spania, dar culese de români. Deci dacă în zona în fructelor intervine totuși la un moment dat mâna românului sau intervenție... Cred că nu intervine George Soros. Intervenția românului, se dă o tentă pozitivă. Însă vreau să pledez în seara aceasta pentru discriminarea bananei, domnule. A devenit o problemă în România. Vrei să fii protector bananei? Este o nebunie cu bananele, totuși. Dar lansează o campanie pe Facebook. Vreau să alege banana. Tu și domnul Daia. Domnul Daia alege oaia, tu alegi banana. Alegeți banana, domnule. Este o... Chiar nu mi se pare o problemă. Ce s-a întâmplat? Problema este că ați văzut cu toții, în România există acum, problema este că se întâmplă niște baluri de boboci. Nu-i neapărat o problemă în sine. E o problemă pentru că nu se mai întâmplă ca pe vremea noastră. Pe vremea noastră, la balurile bobocilor, era Miss Boboc... Băi, era așa... Că Miss pe vremea ta era mai bine, ce să spun? Miss Popularitate, era aleasă Miss Popularitate. Era ales Mr. Boboc, mergea și cu Mr. și Mr. Iau concursul de Mr. de Miss, păi erau organizate frumos, erau prezentatori, erau... Iată ce s-a întâmplat, probabil că asta știți cu toții, mă rog, imagine sunt de... Ce? Hai, comentează, începe cu banana. Ce să mai comentăm? Că n-am ce să comentăm. Datele explicatele spectatorilor, de ce difuzăm aceste imagini? Păi nu, că ei deja știu, e cumva... Nu știm, că poate oamenii mai și muncesc în timpul zilei, nu toți finanțați de Soros să protesteze pe rețele de socializare și să amenințe oamenii cu moartea. Bun, ce s-a întâmplat? La un liceu din Cluj s-a organizat, cum se organizează de decenii întregi, balul bobocii. Doar că nu l-au mai organizat profesorii, pentru că erau... Nu l-au organizat profesorii. Nu profesorii s-au ocupat. Nu... A fost cel puțin un profesor responsabil de organizare. Ideea este că asta este turnura care a fost dată. Inspectorul școlar județean a solicitat conducerii Colegiului Tehnic de Comunicare Augustin Maior Cluj-Napoca, așa, să facă o anchetă pentru a vedea dacă s-a încălcat regulamentul. Deci, nu s-a încălcat, domnule, regulamentul. Deci, uitați-vă, imagine, ăștia vor să vadă, să facă o anchetă, o comisie. Dacă e regulă. Că e în regulă. Doamna Ecaterina Antonescu este împreună cu noi la telefon. Bună seara, ne auziți? Bună seara, doamna ministru. Bună seara, vă aud. Suntem sub influența acestor imagini pe care probabil ați văzut și dumneavoastră, doamna Antonescu, sau nu le-ați văzut, petrecute la Cluj, la balul Bobocilor. Le-am văzut de dimineață la primul buletin de știri și, sincer vă spun, m-am mirat foarte tare, m-am și necăjit pentru că niște copii de 15 ani sunt puși în situații față de care ei n-au avut puterea de discernământ de a spune nu facem asta. Puneți la suflet în primul rând, vă rog în primul rând, că păreți o doamnă foarte sufletistă, v-am văzut și în emisiuni, vă aprindeți și puneți la suflet. Eu am fost, cred că eram la liceu pe vremea când erați dumneavoastră ministru al învățământului, pe vremea noastră nu se întâmpla așa ceva, doamnă. Acum, știți ce se întâmplă? Eu nu pot să mă uit urât la școala unde sunt acești copii, deși în mod sigur, în următoarele ore de dirigenție, i-aș sfătui în mod direct pe profesorii acestor copii să discute cu ei. Da? Dar aș întreba părinții care au organizat acest eveniment. Cât de multă responsabilitate au avut? Doamnă ministru, dar oare părinții au organizat să vă mai spun. Sau profesorii? În momentul în care devii părinte, ți asumi o responsabilitate până la sfârșitul vieții față de copiii tăi. Doamnă ministru, dar oare părinții au organizat sau au organizat profesorii? Că eu nu mai amintesc ca părinții mei să fie implicat în organizarea balului bobocilor. Cred că Eu l-am auzit pe inspectorul școlar de la Cluj, pe care îl cunosc și știu că e un om foarte serios, a spus că a fost organizat acest eveniment de către Asociația de Părinți. Păi și nu e o problemă? Că e asociată imaginea liceului. Este o problemă că mă întreb de ce Asociația de Părinți n-au invitat și profesorii la această petrecere a copiilor, pentru că se mai echilibrează, să spun eu așa, împiedicăm anumite derapaje de care poate ei nu sunt conștienți și nu i-aș învinovăți în mod direct pe ei. Dar care credeți că ar trebui să fie măsurile? Mă întreb așa, ca pe un fost ministru al educației, care ar trebui să fie măsurile după părere? Dacă ați fi dumneavoastră ministru al învățământului în momentul de față, cum ați proceda? Eu i-aș sfătui pe cei de la inspectorat și pe cei de la școala respectivă să se întâlnească cu părinții acestor copii
și să-și clarifice responsabilitățile față de ei. În deci, momentul în care aduc pe lume un copil, aici, domnule, nu e normal, eu mi-asum toată responsabilitatea față de viața lui. Da. Deci până la urmă e o chestie doar de bătut obraz. Dar nu e frumos. În ultimele zile vorbim foarte mult despre școlile din Cluj. Dați-mi să mai adaug ceva. Vă rog. Eu cred că în viitoarea lege a învățământului ar trebui să avem și un capitol care este destinat părinților. Dacă dumneavoastră vă uitați, că mereu spunem asta este o școală bună cu performanță, asta este o școală cu performanță mai slabă. Da. Dacă ne întrebăm ce face diferența, poate că o să vă surprindă dacă răspunsul meu este interesul părinților în raport cu copiilor și cu școala. Bun, și o ultimă chestiune, că noi tot vorbim despre Cluj în ultimele zile. Ați văzut că a fost și un mini-scandal. Problema părului. Cât de lung are părul un elev dintr-un liceu din Cluj. Dar vi se pare normal să mai existe criteriul ăsta în anul în care trăim, în condiții în care, sigur, igiena e respectată și toate cele? Dumneavoastră, că a fost ministru, credeți că mai e firesc acum să-i măsurăm elevului de 14 ani părul? Acum o să vă spun că nu, răspunsul meu nu este din fosta calitate de ministru. Da. Răspunsul meu este în calitate de profesor, cum aș fi procedat. Aș fi discutat cu acest elev pe care l-am auzit. Așa. Nu mi-a făcut impresia că este lipsit de inteligență, din potrivă, l-aș fi tratat ca pe un adolescent, raportându-mă la calitatea lui de rebel la această vârstă. Și aș fi stat de vorbă cu el și aș fi clarificat echilibru dintre ce vrea el și regulile și disciplina pe care suntem obligați toți să o respectăm, indiferent vârsta. Doamne Cătălin Drăgoveanu, mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Avem informații că acolo, la acest eveniment festiv, s-au întâmplat mai multe lucruri decât cele pe care le-am văzut un pic mai devreme. Înțeleg că s-au și bătut acolo, mă. Mai bine se limitau la chestiunea aceasta. Știu, mă, dacă nu e implicat liceul în organizarea balului elevilor, e o petrecere privată, nu mă mai interesează subiectul. Pe de altă parte, erau, înțeleg, la fața locului părinți. Adică, pe mine mă interesează subiectul. Nu mă interesează. Părinte, nu. Poate să fie... Pe mine mă interesează măsura în care o instituție a statului, profesori, ce-or fi ei, diriginții, dascăli, așa, sunt implicați. Dacă nu sunt implicați, ce discutăm? O petrecere privată organizată de imaginile să se ducă protecția copilului peste părinți. Să vedem imaginile. Hai să vedem imaginile audio cu o elevă care explică ce s-a întâmplat. De școală, dar cadrele didactice nu au luat parte la acest bal. Nu erau niciunul din părinți și niciunul din profesori. Era un bal al bobocilor și era un concurs. Pur și simplu erau niște probe pentru Miss Boboc. Probabil că dacă una din fete sau unul din participare făza proba, era descalificat. S-ar mai fi întâmplat aproape din astea. Eu, cum n-am mai participat la balul de multă vreme, nu mi-am dat seama unde se poate ajunge și prin punctul meu de vedere nu văd ca să fie ceva rău în chestia asta, nu văd niște acte sexuale sau știu acum. Eu le văd doar niște simple probe care la un bal. Nu văd ce nimic rău în chestia asta, adică dacă alții au altă părere sau dacă văd cumva, asta e fix părerea lor. Fiecare este cu părere, are dreptul. Am postat chestia asta pentru că mi se pare normal și n-am știut, deci știu că partea mea e de vină aici pentru că s-o răspândit în toată lumea, dar n-am știut unde se va ajunge. Și în al doilea rând m-ați întrebat de participanți. Nu-i cunosc, nu sunt în liceu cu ei, n-am la legătura cu ei, dar am aflat de la anumiți colegi de-a lor că mi-au scris pe rețea de socializare că au reacționat foarte urât și vă dați seama cum se simt că toată lumea își bate joc de ei, că toată lumea râde de ei. Prin simplu în fapt că au făcut proba asta. Da, înțeleg că e vorba de niște probe. Acum, eu știu instituții care nu au nevoie de probe. Deci eu știu instituții care fac lucruri grave fără probe. Ai simțit spaima din glasul concurentei? Riscai să fii descalificată. Doamne, ferește, dar de unde am fi ajuns? Deci, dacă refuzai să faci proba aceea. Nu, da, eu sunt curios. Anul viitor ce probe vor introduce când s-au prins acum că elevii... Dom'le, sunt foarte speriați de ideea de descalificări. Da, haideți să dăm și o turnură cumva... Cum, pozitivă? Da. Au consumat fructe, care e partea bună? Pozitivă! Dom'le, știți că în măsura în care apare discuția despre sex în spațiu public, automat apare și această egidă sub care ea se desfășoară, dom'le, descuia la minte. Un om care are în zona asta foarte multe, e foarte luxuriant în proceduri. De exemplu, era Laura Andreșan, ne era prezentată ca fiind o apariție, o doamnă, o fată descuiată la minte. Deci Laura Andreșan
era desculată la minte. Băi, nu putem cumva la un moment dat să le percepem ca fiind desculată la minte? Vezi că așa prezintă societatea în momentul de față această chestiune, această turnură dată lucrurilor. De exemplu, înțeleg că la DGFM era întâmplarea, se producea întâmplarea asta, nu? La DGFM acolo este prezentatorul, un domn, un jurnalist care a lucrat și aici, se numește Cătălin Striblea. Și mă uitam pe Facebook la Cătălin Striblea. Și Cătălin Striblea era ultrajat în legătură cu ce sunt... Dom'le, fetele acestea chiar nu-și dau seama ce fac și că, cum se poate așa ceva și cum nu știe. Pe de altă parte, sunt oameni care pledează pentru o idee foarte complicată și anume educația sexuală în școli. Există acest subiect pe ordinea de zi, domnule, trebuie să existe educație sexuală în școli. Tu vezi o legătură între subiecte? Da, eu văd o legătură. Care legătură între subiecte? Între subiect. Care legătură între educația sexuală în școli? Este următoarea. Și niște fete care mănâncă banane din poala unor băieți. Da. Hai să explic luminează. Deci ce fac ele acolo? Dacă s-ar fi desfășurat într-un cadru intim, s-ar fi desfășurat așa cum spui tu la o petrecere la cineva acasă. Da. Tu mi-aș fi fost o petrecere, eu știu, treaba părinților așa. Pe de altă parte, nu se desfășurau într-un cadru intim. Se desfășurau cumva în public. Principala problemă, era un eveniment al liceului, nu știu atât. Păi nu era al liceului, păi dacă asta văd că inspectorul școlar s-a pronunțat, înseamnă că nu e... Păi inspectorul școlar, pe care respectă doamna Andronescu, ar fi trebuit fie să fie implicat în organizare prin profesorii pe care îi reprezintă. Inspectorul școlar nu poate să fie implicat. Ah, păi, profesori, ok. Da, așa, profesori, da. Fie să-și vadă de treabă, nu dacă e eveniment privat. Deci este un eveniment, eu nu-l percep ca fiind un eveniment privat. Asta îl consider un eveniment public, da? Ideea este că se inițiază această chestiune, domnule, haideți să fie educație sexuală în școli. Hai să învățăm pe tineri niște noțiuni, pentru că uite ce se întâmplă, domnule, sunt tot felul de probleme și așa mai departe. Dar asta e o chestiune care ține de intimitate. Deci discuția asta ține de intimitate, da? Haide, domne, să fim serios. Nu. Nu e o chestiune ce ține de intimitate? Educație sexuală? Da. Când ai în mediul rural o deci problema noastră este că copiii ăștia se comportau așa în public, dar noi hai să învățăm în public să ne ținem niște prelegeri despre educație sexuală în public. Tu puteai să intri la evenimentul ăla? Păi eu știu, dar am încercat. Aveai bilet? N-am încercat. Păi fără ce bilet nu se intră la barul bubocilor. Vreau să termin această idee nu pe care am construit-o. Este vorba despre intimitate. Astea sunt niște chestiuni. Problema cu ce vedem acolo este că ele nu se petrec într-o intimitate. Ele se petrec în public. Dar haideți să discutăm în public despre educație sexuală. Noi vedem că acești copii dau dovadă de imaturitate. Adică îi suspectăm, cumva îi constatăm că a fi niște copii imaturi. Dar îi bănuim totuși de suficientă maturitate încât noi când vom avea niște discuții pe temele acestea, îi vor privi ca pe niște informații. Ca pe o materie, îi vor privi cu oarecare maturitate lucrurile. Iată, copiii sunt imaturi, ăsta e comportamentul. De-aia sunt copii. De-aia sunt copii, da? De-aia sunt copii. Da. Hai să ne imaturizăm. Hai să încercăm să ne imaturizăm prea repede, cumva. Bine, dacă ne uităm pe statistici și vedem câți copii care nu au terminat nici 8 clase au copii la rândul lor, s-ar putea să ai un punct de vedere diferit. Eu spun, mediul rural diferă mult de ceea ce trăim noi aici în centrul capitalei. De asta eu în ceea ce mai privește... Mai avem un material pe tema asta și ne întoarcem. În ceea ce privește educația sexuală, am un punct complet diferit. Dar luăm publicitate, ne mai certăm noi puțin în pauză, revenim apoi cu un alt material și, bineînțeles, și cu alte subiecte, că nu se începe totul și se sfârșește cu sexul.